Pocăința nu ne schimbă viața. Pocăința schimbă întreaga lume. Pentru că, vedeți, Sfântul Ioan Gură de Aur dă o definiție, mi se pare cea mai concisă și cea mai frumoasă a pocăinței. Spune că pocăința este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Atunci când ești în afară de Dumnezeu, tot este iad. Dar când știi că ești pe drumul de întoarcere în inima lui Dumnezeu, pentru că simți că această inimă este deschisă și că brațele Tatălui sunt deschise, așteptând să te îmbrățișeze, chiar și în iad să fii, acest iad se preschimbă în rai. De aceea, pocăința nu este doar o cale de a repara niște greșeli făcute, o cale de a scăpa de anumite regrete. Nu, pocăința este mai mult de atât. Pocăința este starea omului, starea firească a omului. Acea stare de întoarcere în inima lui Dumnezeu. Este firesc, spunea Părintele Stăniloae, este firesc celui izvorât să se întoarcă către izvor. Este firesc fiului să fie mereu îndreptat către Tatăl. Este firesc și înălțător pentru fiu să fie cu fața îndreptată către Tatăl. Când Mântuitorul a spus, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, spun părinții că atunci Dumnezeu a reluat dialogul pe care Adam l-a întrerupt în rai. Când omul s-a întors cu spatele la Dumnezeu, e bine, dacă Hristos spune pocăiți-vă, El de fapt spune întoarceți-vă. Eu v-am creat pe voi în zâmbetul feței mele. Se cuvine ca și voi să vă uitați la mine tot zâmbind. Și de aceea, înainte de post, noi aducem aminte aceste cuvinte tuturor oamenilor și nouă înșine. Iar tu, când postești, unge-ți fața ta. Nu fi trist, ci arată-te senin, pentru că, iată, Dumnezeu ți-a deschis brațele și tu te întorci într-acolo. Dacă nouă nu ne pare rău pentru ce am făcut, pentru cele rele pe care le-am făcut, eu cred că se întâmplă asta pentru că nici nu ne pare suficient de bine pentru cât bine am făcut. Noi nu reușim să ne bucurăm de lucrurile pe care le primim. Zi de zi, ceas de ceas, Dumnezeu mișcă și fiecare frunzuliță pe care o observi mișcându-se în fața ta, acolo Dumnezeu a atins-o pentru tine. Dumnezeu ne dă zi de zi, ceas de ceas, dovezi ale iubirii sale. Și de multe ori și noi răspundem cu iubire la aceste... De multe ori primim, de foarte multe ori nu primim, dar făcând asta în mod inconștient sau fără să apreciem la adevărata valoare aceste gesturi și ale lui Dumnezeu și ale noastre, nu îl înțelegem pe Dumnezeu. Spunea Părintele Zaharia că adevăratele lacrimi de pocăință izvorăsc din inima aceluia care a început să-i mulțumească lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru cele pe care le știm îndeopște, pe care Dumnezeu le face cu noi cu toți, dar și pentru cele pe care numai inima noastră le știe. Și făcând asta, spune Sfântul Ioan, vom ajunge la starea de fi, adică să facem toate spre bucuria Tatălui. E bine, Părintele Zaharia zice că dacă încercăm, ne străduim să-i mulțumim în fiecare zi lui Dumnezeu pentru cele pe care le știm, o să ajungem să ne dăm seama și să distingem, să recunoaștem
și acele gesturi, acele daruri pe care nu le-am observat până acum. Însă, vom vedea, spunea el mai departe, că nu suntem în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Și părerea aceea de rău că nu putem nici măcar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, aceea va naște adevăratele lacrimi de pocăință. Noi alergăm după fericire cu o viteză așa de mare încât de cele mai multe ori trecem în viteză pe lângă ea. Nu putem să simțim părere de rău pentru răul pe care l-am făcut dacă n-am învățat mai întâi să ne bucurăm pentru frumosul care ne înconjoară. Chiar și în aceste zile care parcă au alungat, au scos orice frumos din lume. Chiar și în aceste zile se vede, se vede. Am citit acum câteva zile în Apocalipsă un cuvânt care îmi scăpase până acum. Când Sfântul Ioan se tânguia că nu se găsește nimeni să desfacă acele peceți puse pe carte, adică nimeni în lumea asta nu mai este credincios, nu mai este vrednic, și plângea. Și atunci primul dintre bătrânii spune, nu plânge. Vedeți? Chiar și în Apocalipsă, pe care noi o considerăm a fi cea mai înfricoșătoare carte. Nu, Dumnezeu zice, nu te tulbura, nu plânge. Nu plânge, eu sunt aici. Dacă vom vedea lucrurile așa, atunci părerea de rău va izvorâ așa cum trebuie. Dacă noi vom căuta să ne alimentăm această părere de rău, nu vom reuși, nu vom reuși. Să căutăm să ne alimentăm smerenia și cumințenia, să ne așezăm mai des la picioarele lui Hristos și stând acolo, pur și simplu apropierea de El ne va învăța. Lucrurile acestea nu se învață, se molipsesc. Cred că uitarea, pentru că noi, chiar să zicem că știm pentru ce postim, ne tânguim, nu? După mire. Îl căutăm, îl chemăm. La sfârșit, ați văzut în săptămâna patimilor, punem această cântare în centru, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, și îmbrăcăminte de nuntă nu am. Luminează haina sufletului meu. Uităm de ce am pornit la drumul acesta. Ne lăsăm distrași de cele trupești. Vedeți o altă calitate a apostolului. Pe cele trupești le pune în umbră ca să le dea loc celor duhovnicești. Și atunci, pentru că trupul se luptă împotriva noastră, căutând partea cea comodă, noi ne lăsăm distrași de aceste neputințe trupești și lupta noastră devine încet, încet trupească, nu duhovnicească. Noi de fiecare dată, de când sunt eu în mănăstire, niciodată n-a uitat Părintele Stare să ne spună la începutul postului lucrul ăsta, acel cuvânt al Avei Pimen, postul este omorător de patimi, nu de trupuri. Noi uităm lucrul acesta și atunci lupta devine nu doar anevoioasă, devine seacă, devine obositoare, devine de fapt o rutină care ne uzează. Și atunci, fără să ne dăm seama, așteptăm să treacă mai repede. De aceea, să știți, nu că s-au scurtat timpurile, de aceea o să vedeți, și întrebați și în stânga, în dreapta, cât de mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni spun la sfârșitul unui post, nici nu știu când a trecut. Asta nu-i bine. Asta nu-i bine. Asta înseamnă că declarația de dragoste pe care eu fac eu lui Dumnezeu în timpul postului, și anume că eu de dorul Lui fac lucrul acesta, a trecut pe lângă mine. A fost așa, ca o clipă. Nu poți să faci o declarație de dragoste din mers, din fugă. Nu.
ci trebuie să stai, să fii prezent, să te uiți în ochii Lui când îi spui, Doamne, Te iubesc. De aceea cred că uitarea este cea mai mare ispită. Și de aici vine și mândria, de aici vine și egoismul, de aici toate.